Salutare tuturor și bine am găsit la un nou vlog cu iepuri. Da, bineînțeles, cum v-am obișnuit, cu cap de leul pitic, pentru că doar atât am. Știți că am avut niște pui. Am dăută și la iepuri, n-am mai filmat de mult, nici cu ei. Am mai modificat, știți că aici erau cei mici. Dar acum sunt niște modificări, o să vedeți. Au niște pui am dat. Astea două au avut pui. Pe asta de aici am dat-o la iepuroi și după s-a smuls și am crezut că va făta bine. Va făta, am dat-o la iepuroi și nu a stat. Și eu n-am mai împerecheat-o încă o dată, cum ar veni. Și n-avea cum să fete, că n-avea pui. Și acum am dat-o la masculul ăsta. Am dat-o mai mult de probă, cu dacă va face. Vom vedea câți va face și cum vor ieși. Probabil nu o să-i păstrez, dar vom vedea. Inițial v-am stat la un mascul de la un domn pe care îl cunosc. Aici am niște cuși noi. Încă nu sunt gata, mai trebuie una. Sunt deja de ceva vreme făcute, nu știu dacă v-am zis. Am băgat aici cap de leu din Giurgiu. Uitați aici frumuseți. Doamne, sunt niște superbități. Deci spuneți-mi voi că nu vă plac. Pe domnul cheamă Iepuri Pitici de Companie Giurgiu. Căutați pe Facebook dacă sunteți interesați, vă recomand cu mare încredere. Aici avem pe masculașul, din tot desul din Giurgiu, masculul de matcă. E foarte bogat și el pe cap, sunt superbi. Și acum noutatea, pentru care ați venit probabil. Stați. Aici avem un iepure nou, știți că eu nu mă satur. Iepurele e de la domnul Alex, respectiv Iepuri Pitici. Nu, stați puțin că nu mai știam exact. Păsări de rasă și Iepuri Pitici, nu știu exact cum îl cheamă pe YouTube. Sigur. E o iepuriță. E de la o femeie destul de îmblănită de cap de leu și masculul cu care am vrut eu să mă desfăm la ea. E destul de reușită. Aștept niște păreri. E femeie, sigur că ne-am uitat și de la el mai am, o mai am pasta, de la el o mai am pasta. Oricum, masculul e total din genă diferită față de femeie, adică nu are nicio treabă față de orice femeie, nici măcar cu, deci masculul ăsta nici măcar cu femeia de sus n-are treabă, pentru că sunt din tați diferiți și din mame diferite. Așa. Uitați o pasta, să-mi dați o părere despre ea, ce părere aveți așa de noua achiziție. Ce faci tu? Ce faci tu frumoasă? Ți-am făcut niște poze să băgăm la thumbnail. Da, iepurița are undeva, cred că peste 6 săptămâni. Bine crescută. Frumușii care aici cușca ei. E aici așa cu alb are. Are așa o pată albă și pe nas. Și pe un picior. Pe un picior are mai mult, că în rest are și pe picioare așa puțin. Vedeți? Cam asta e purașul. Văd să fie murdar, ceea ce nu-mi prea îmi place. Ah, nu e murdar. M-am speriat eu. Bine, nu avea nici cum să fie, pentru că eu nu le dau. Nu le dau verde. În general nu le dau verde, așa că nu avea ce păți. Da. Să ziceți o părere despre ea. Dacă vă place, dacă e ce trebuie, eu zic că e ce trebuie. Încerc să mă acces pe iepuri cât de calitativi la cap de leu. O să vi arăt și pe ceilalți, pentru că știți că mai am doi masculi. Nu i-am vândut, că nu am cui să-i vând. Dacă sunteți interesați, sunteți în Marea Mureș și cu drag vă dau masculi. Ăsta e masculul cu care mi-am făcut eu montele și am eu pui ăia. E de la Pet Shop. Așa. Și mai avem un mascul, tot de la Pet Shop și acela. Uitați-l. Asta? Da. Plecați băi de aici. Plecați. Ah, afară, cu ce să vă fac și cu voi. Au ieșit padaoanele.
Am schimbat cocoșul și la padawane. Probabil a sus în clipul de ieri, eu le filmez în aceea zi clipurile. Mă refer la faptul că a fost un clipul de ieri. Uitați pura și cum se distrează. A fost un clipul de ieri, cum se cheamă? Clipul practic tot filmat azi, pentru că sunt filmat în aceea zi. Din nou vă zic. Dar unul e postat astăzi, adică cel cu cloștile, și celălalt e postat, va veni mâine. Mâine când filmez, înțelegeți voi. Bine, cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like, un share și subscribe, m-ar ajuta foarte mult. Nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți deja. Să dăm niște apă, hai. Padawane, o să o termină. Trebuie să le cumpăr niște adăpători calitative, pentru că nu merge cu astea, sunt niște prostii. Da, cu voi am ținut numai minute ori, pe curând.